Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Suntem foarte interesați, evident, cu toții de starea bolnavilor de Omicron din România. Sunt doi confirmați până acum și unul semi-confirmat. Am înțeles că este foarte probabil. Au transmis numai... Dar nu se știe încă. Da, a zis că este, au zis că e foarte probabil să fie cu Omicron. Deci, e secvențierea aia, e ca o bară de aia de progres când se încarcă programul, presupun. Poate că e pe la 75% Omicron și mai crește, vedem dacă se încarcă până la sfârșit sau la sfârșit de cancel și se... mă rog. Dar unul dintre cei doi infectați cu Omicron, deci e o doamnă, care e undeva în Brașov, și cel domnul este un vasluian care locuiește în Bârlad, izolat la dânsul un apartament. Problema e că vecinii sunt atât de speriați, deci au auzit pe la radio și pe televizor cu Omicronul ăsta care face ravagiuni, încât nu-l lasă nici măcar să deschidă ferestrele, dar uite să deschidă ușa. Deci se ferește de el de parcă ar fi radioactiv, săracul de el. Ce fi pe scara blocului acolo, îți dai seama? Cred că au auzit la noi știrea cu... Da. Situația de la Hong Kong. Cu cazul inițial, nu? Sau, da, mă rog, inițial, cazul care a popularizat... A fost un caz, dacă un domn care s-a infectat de partea cealaltă a culoarului. Asta este. Da. Și atunci oamenii îți desea, normal, că i-au pus și vată minerală sub ușă. L-au izolat cu spumă. Cu spumă, da. I-au sudat ușa și i-au pus spumă. Omul ăsta mi-a zis aminte de începutul pandemiei, că la mine în cartier a fost așa o semi-revoltă cu niște vecini care au auzit că ar fi putut fi un alt vecin infectat cu COVID și de ce nu se închide tot cartierul din pricina asta. Acolo era un cartier, are vreo 700 de case. Deci oamenii se temeau că se ia prin aer, că radioactivitatea de la distanțe mari. Nu, dar, mă rog, asta e mai bine. A fost multă confuzie atunci. Multă confuzie. Și acum e multă confuzie, să știți. Da. Oricum, omul refuză să dea declarații presei, scrie Vremea Nouă documentează cazul de la Bârlad, dar se plânge de atitudinea ostilă a vecinilor, care au citit că varianta Omicron se ia și când se deschide ușa. Ți-ai zis că radioactivitatea. Să zic că mersi că acum cu 100 de ani l-o morau. Da. Până și polițiștii trebuie să vină să verifice, jandarmii vin să verifice că respectă carantina, că stă în casă și nu fuge de acolo. Par să fie îngroziți. Citez. Când vin să-l verifice, nu urcă până la el, ci îl sună din fața blocului și îl pot să se afișeze la fereastră. Scrie Vremea Nouă. Pe după fereastră, vreau că n-are voie să o deschidă. Da, exact, da, nu, da. Da, asta așa e procedura. Să facă cu mâna, știi? Da. De la... Arată-te la față, dă din mână să vedem că ești viu. Bun, ok, hai mai venit mâine. Ține fereastra închisă, nu deschide fereastra, e nebunit. Vrei, da, să... Stai după perdea. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.